se distinge ca și doctorul cel mare. Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Spune lucrul acesta într-un context în care este acuzat că mănâncă la masă cu vameșii și păcătoșii. Aici putem înțelege că cei sănătoși sunt cei care nu au nevoie de Iisus, și așa întâlnim și astăzi foarte mulți oameni care, considerând că sunt perfecți, nu au nevoie de biserică. Iar cei bolnavi sunt, de fapt, cei care au nevoie de biserică. Dar, de fapt, se pare că tocmai cei care comentează sau cârtesc, ei au nevoie de biserică. Pentru că cei care vin la biserică știu legea și o împlinesc. În Evanghelia de astăzi vorbim despre demonizare. Nu știu dacă ați fost atenți, imediat după Revoluția din 89, atunci, după căderea lui Ceaușescu, se crease așa ca un fel de curent, era ca un fel de obișnuință să apară tot felul de îndrăciți, să urle, să zbere pe la biserică, în timpul liturghiei, pe la Sfintele Moaște, pe la Sfintele Maslu. Demonizarea este cu totul altceva. Un om demonizat nu l-are pe Dumnezeu. Un om demonizat nu l-are pe Duhul Sfânt, deci l-a părăsit Duhul Sfânt. Un om demonizat este lipsit de harul Duhului Sfânt de vreme ce lipsește Duhul Sfânt și tot un om demonizat este lipsit de mila lui Dumnezeu. Undeva în Scriptură scrie un text. Vai de cel ce va cădea în judecata Dumnezeului celui viu când se va judeca cu el. Se pare că acești demonizați sunt din îngăduința lui Dumnezeu, oameni părăsiți de lucrarea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt și lăsați să se chinuie încă de aici, din trup, pentru păcatele lor sau pentru anumite semne sau pentru anumite întâmplări. Dar deopotrivă este categoric că omul este sub incidența diavolului, că n-ai suferit să vezi neamul omenesc chinuit de stricăciune și de diavol. Întâmplarea se petrece în ținutul gadarenilor. Care ați fost la Ierusalim, știți că sunt două căi de a merge în Galileea. Cea din tâi prin orașul Tiberias, unde sunt hotelurile, care este partea cu Magdalul, de unde va ieși Maria Magdalena, cea întocmai cu apostolii, care am sărbătorit-o tot zilele acestea, o femeie deșteaptă, frumoasă, dar înclinată lucrurilor lumești, auzind de învățătorul, s-a apropiat să-l cunoască, spune tradiția, noi nu știm exact că nu eram de față, că ar fi apărut într-o rochie de plasă seducătoare, văzând că e un învățător așa frumos și cu o privire frumoasă, și s-ar fi gândit că îl poate seduce. La o simplă binecuvântare, cei 7 draci au ieșit din ea și toată lumea își închipuie cum ar fi arătat Maria Magdalena îndrăcită cu 7 draci. Cei 7 draci sunt cele 7 păcate de moarte, ca să știți și voi. Și din clipa aceea ea s-a transformat în mironosiță, a luat calea credinței, a cunoașterii lui Dumnezeu și a devenit ucenica lui Hristos întocmai cu apostolii. De aceea avem moaștele ei până în ziua de astăzi, când săruți mâna, este caldă ca și cum ar fi vie. Are în ea căldura Duhului Sfânt. Trecând pe partea opusă Mării Galilei sau lacului Genizaret sau Mării Tiberiadei, cum se mai numește, vom găsi dealul Ghergesenilor, acum este încercuit tot cu gard și minat. Acolo ghergesenii aceștia erau un fel de păgâni, dar ei creșteau și porci. Unii au tot tâlcuit că porcii ai aruncați în mare, vezi, Doamne, ar fi un dezastru economic și o pedeapsă de la Dumnezeu, că oamenii creșteau carne de porc, adică creșteau animalele acestea care erau interzise în Vechiul Testament. Nu asta îl interesează pe Iisus. Dacă era să
dacă era să nu fie porci în Gadara, dădea Dumnezeu o variolă de aia porcească și mureau toți fără ca să-i mai arunce în mare. Dumnezeu vrea să ne arate nouă două lucruri distincte. Porcii nu suportă dracinei, oamenii suportă dracinei. Oamenii când au auzit că Iisus izgonește draci, a spus, pleacă din ținuturile noastre. Este strigătul care peste veac sare ca un arc sau ca o limbă de clopot, când și astăzi în Gadara necunoștinței de Dumnezeu, oamenii strigă că n-au nevoie de Dumnezeu. Și rezultatele și dezastrele le vedem noi în jurul nostru. Tot ce vedem în jurul nostru, necazuri și primejdii, sunt oarecare încercare și măsură pentru lipsa cunoașterii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se lasă poftit, Dumnezeu nu se lasă batjocorit, Dumnezeu nu se lasă certat sau umilit, Dumnezeu nu se lasă luat peste picior, dar nici nu intervine în mintea îngustă a oamenilor. Isaia spune în cartea sa, ai făcut pământul ca pe o nimica înaintea ta, deci vila ta și ograda ta de 2000 de metri și piscina ta și 7 forduri străine și un dulap cu costume și 10 conturi în Elveția furate din bugetul public, pentru Dumnezeu egal cu zero. O babă credincioasă în fața unei icoane cu o carte în mână sau spunând un paraclis sau torcând la fus zicând Doamne Iisuse sau păscând vaca cu rugăciunea minții este de 10 ori mai importantă decât toată dezordinea și de gringolada lumii. Pentru un drept Dumnezeu ține o cetate. 5 drepți de voi fi, nu voi pierde cetățile acestea. Era vorba de Sodoma și Gomora. 5 cetăți în 2 orașe. Și nu erau nici 5 drepți, era doar Lot cu 2 fete, că nevastă s-a făcut stană de piatră gândindu-se la averile, uitate acolo unde curgea foc din cer. Deci am plecat în direcția aceasta ca să înțelegeți că cea din tâi demonizare, este negarea lui Dumnezeu, nihilismul. În termen modern îi spune ateism. Ateismul, v-am mai repetat și altă dată, este o credință într-un Dumnezeu inexistent, adică negația lui Dumnezeu, dar oamenii aceia au mărturii. Oamenii aceia vin să aducă mărturii că nu există Dumnezeu și vin să combată tocmai argumentele care arată că există Dumnezeu. Deci sunt preocupați de o idee pe care o susțin în mod forțat și voit voinței lor, adică își calcă firea și vor să arate că sunt mai sus decât Dumnezeu. Psalmistul David limitează și spune, zis acel nebun înaintea sa, nu-i Dumnezeu înaintea ochilor lui când păcătuiește, și cu asta s-a terminat expresia despre ateism, dar nihilismul sau negația, ceea ce numim noi totul sumbru, totul brun, totul gri, totul negru, totul dezastru, totul distrugere, totul catastrofă, asta înseamnă lenea minții și necunoașterea lui Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu înseamnă luminarea minții sau lumina cunoștinței, iar negarea lui Dumnezeu, repet, negarea lui Dumnezeu, înseamnă a te împotrivi logosului divin și proniei divine. Și aici intervine ce? Palma cunoașterii lui Dumnezeu din împrejurări ale vieții. Și am avut ocazia odată să văd un om mai puțin credincios, care după o întâmplare foarte minunată, a reușit să ajungă la Sfântul Mormânt, a reușit să se strecoare în Sfântul Mormânt. El mai mult vrea să demonstreze că Sfânta Lumină este pusă de cineva acolo. Și a avut ocazia să vadă cum vine Sfânta Lumină la Sfântul Mormânt. Bineînțeles că acel om după aceea a zidit o biserică, a făcut o casă de prăznuire, a devenit credincios, dar în schimb Dumnezeu i-a luat un drept de întâi născut ca lui Faraon pentru îndoială. I-a luat unul din copii. De ce o fi făcut Dumnezeu lucrul ăsta, n-aș putea să știu. Dar probabil ca să-i verifice credința. Demonizarea aceasta intelectuală, a încăpățânării, a necunoașterii lui Dumnezeu, a ambiției și a orgoliului, vine pe seama raționamentului. Noi suntem plini de rațiune. Toată lumea vrea să explice fenomenele teologice științific. Toată lumea vrea să explice Scriptura din punct de vedere al descoperirilor arheologice, geografice și științifice.
La Dumnezeu nu contează anii, la Dumnezeu nu contează timpul, la Dumnezeu nu contează faptele și oamenii, contează evenimentele. Întruparea lui Iisus Hristos a fost așa. Un înger venind în luna a șasea la Nazaret i-a spus Mariei că vei avea un prunc în pântece și numele lui se va chema Emanuel și Sfântul ce se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu, se va chema. Că era pe strada X sau stătea în căsuța X sau era îmbrăcată cu fotă sau avea pe dânsa cămașă subțire, asta nu interesează pe nimeni. Ne interesează fenomenul întrupării sau taina întrupării, cea din veac ascunsă și de înger neștiută, care ne arată că am primit un Mântuitor, lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu, și pe Iisus Hristos care l-ai trimis în lume. Dar ca să te cunoască lumea pe tine, trebuie să vrea. Și adevărata viață veșnică aceasta este, să-L cunoști pe Dumnezeu. Deci când vorbim de lipsa vieții veșnice sau de moartea sufletească sau de demonizarea intelectuală, este tocmai negarea lui Dumnezeu. Ați văzut, deranjează uneori și religia în școală, deranjează uneori și morala creștină și în general ați văzut, atunci când atacă ateii, nu vin să atace conform Scripturii, ei sunt proști, abar n-au de Scriptură. Vin să atace pe niște mărunțișuri din astea imorale. Bă, că preoții voștri sunt bețivi, că șlacom, că au averi, că au mașini. Nu scrie în Scriptură așa ceva. În Scriptură scrie că cel ce nu face voia Domnului să taie și să aruncă în foc. Scurt. Nu s-a poticnit Dumnezeu de taina întrupării, că Ierusalimul era plin de necredincioși. Nu s-a poticnit Dumnezeu de taina răstihnirii, că Ana și Caiafa erau înverșunați și vreau să-L piardă. Nu s-a poticnit Dumnezeu de taina înălțării și a învierii, de faptul că au pus aia străjeri la mormânt. Așa și în ziua de azi. Nu există un argument care să stea împotriva existenței și voii lui Dumnezeu, care să te facă pe tine să nu-L respecti pe Dumnezeu, că nu știu ce ai văzut tu la ierarhul cu tare sau la slujitorul cu tare sau la preotul cu tare sau la călugărul cu tare. Toată lumea este om. Odată ce ai cinci simțuri și cinci simțiri puse într-un trup care are inteligență, rațiune și cuvânt, poți fi supus greșelii. Orice om poate cădea. Cel ce stă să ia aminte să nu cadă, spune Scriptura. Iar cel ce cade să ia aminte să se ridice. Mergând mai departe, întâlnim aici un clișeu, dacă vreți, sau dacă vreți un fel de tablou clinic, a ceea ce numim noi patologia bolii. Cum se manifestă un demonizat? Ieșea din morminte, deci era rupt de societate, izolarea de comunicare. Foarte cumpliți, deci e clar că vorbim poate și de o formă violentă cu tendințe schizofrenice, de a da în cap, de a ucide, de a lovi, de a omorâ. Nimeni nu putea să treacă pe acea cale, deci erau deocolit. În schimb, acești demonizați fac dovada unei certitudini. A ce? A prezenței lui Dumnezeu. Bine, bine, nebun, prost, împit, agresiv, violent, virulent, turbat, greu de abordat. Dar ce tangență ai tu cu Sfânta Scriptură? Vedeți? Dracii sunt teologi. Și iată ce strigă acești demonizați sau draci prin gura lor. Ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Unde mai întâlnim termenul de Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? În drumul spre Tabor, Iisus Hristos personal îi adresează lui Petru această întrebare. Cine zice lumea că sunt eu? Și Petru îi dă un răspuns meschin. Îi dă un răspuns meschin pentru că era al modei de atunci. Unii zic că ești Ilie, alții că ești Ioan Botezătorul, alții că ești altul dintre proroci.
Deci asta era versalitatea lumii. Atâta știa lumea la vremea respectivă despre Fiul lui Dumnezeu. Credea că e vorba de o reîncarnare. Vorbim de religiile budiste, hinduse, vechi, din astea demonice, rămase de-a lungul timpului. Pentru că noi știm că budismul, hinduismul sunt mult înaintea de creștinismului. Deci, paralele cu iudaismul, pentru că iudaismul e mama tuturor religiilor, de aici s-au rupt pierzând adevărul primordial și celelalte religii istorice. Și atunci Dumnezeu îi pune lui Petru o întrebare, pentru că îi adresează unui apostol. Dar tu cine zici că sunt eu? Tu ești Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt. Deci când vorbim de Fiul lui Dumnezeu, vorbim de teotocia Maicii Domnului, deci de întruparea lui Dumnezeu, cuvântul.